Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față voi prezenta o sarcină variabilă inteligentă. Conform acestei foi, așa se intitulează, ca fiind inteligentă. Această sarcină variabilă poate disipa până la 150 de W, da? Poate consuma până la o tensiune de 250 V și curent de până în 10 A. Însă nu poate depăși de pe foaia aceasta, nu poate depăși tensiunea ori intensitatea, nu poate depăși puterea de 250 W, deoarece avem limită, intră limita respectivă. Această sarcină variabilă va veni și cu un adaptor care, din păcate, lasă de dorit la suprafață, la prima vedere, însemnând că în loc să întremeată unul pentru Uniunea Europeană, ceva gen, mi-a trebuit o alimentare pentru America, Statele Unite, da? Și împreună cu acest adaptor. Da, na, asta e, oricum am și eu separat, da, totuși, am zis, nu mai trimit înapoi, nu mai stau să dau retur, că cât mă costă returul, zic, n-a nicio șansă, oricum eu am luat acest kit pentru această sarcină variabilă, nu pentru alimentare respectivă, că oricum găsim alimentări peste tot la această tensiune de 12 volți. Haideți să alimentăm, o să audă un bip. Bineînțeles, cu welcome, bine ați venit. Pe display avem, bineînțeles, tensiunea, curentul, puterea, capacitatea în amperoră și energia consumată în wattoră, da? Bineînțeles că avem partea de jos și sarcina. De cât o mare sarcina aceasta. Cu cât mărești consumul, cu atât valoarea nu îmi scade. E absolut logic. Avem butonul mod. Hai mă. Apăsăm o dată, apare alt tip, alt mod de afișare. Chineză care, bineînțeles, nu înțeleg nimic. Este backlight, din partea lumină e on, momentul de față. Aici putem seta limita maximă, tensiunea maximă, tensiunea minimă, curentul maxim, puterea maximă, până în 150 W, putem să o scadem dacă dorim acest lucru. El din fabrică, pe default, vine cu acest mod de afișare, dar eu îl prefer pe al doilea. Prima dată vom testa acest alimentator, da? Este cel de față, stai să vă arăt. A fost luat cu scopul de a putea face o sursă de laborator, mă gândeam eu pe viitor, cu acel bug boost converter. Da, să văd, mă mai gândesc. A fost luat la reducere, site-ul respectiv nici nu există. Acestea sunt potențiometrele pentru reglaj brut și reglaj fin. De fapt scrie și pe ele, corse, brut și fin. Avem tensiunea de 24 de volți. 24,6. Să reglăm consumul. Bineînțeles că pornește ventilatorul de răcire a tranzistorului MOSFET. Vom vedea spre sfârșit ce tranzistor este mai exact. 5 amperi. 129 de W. Asta e reglajul fin. Și bingo, această sursă duce lejer 6 ampere. 145 de W. Duce mai mult? Atât, pentru că deja ne semnalizează că am depășit puterea respectivă de 150 de W. Hai să testăm așa în joacă, să vedem dacă acest alimentator cu care a venit sarcina variabilă chiar duce acel amper, 1 amper. Avem lumină albastră pentru a vedea că este în priză acel alimentator. Vedem pe 0 aici. Intrarea 12,2 V. Să creștem consumul. 10,7. 10,8. Ia să vedem. Duce 1 amper? 10,6. Cam scade un pic. Ce să mai testăm? Un încărcător rapid de telefon, însă trebuie să pun acel adaptor, dar lasă, nu testăm doar la 5 V, ok? USB-C avem aici.
Îl introducem. Avem tensiunea de 5V. Crește în consumul. 1A, 1,5, 1,5, 2A, 2A. Da, scade cam mult, dar n-am ce să-i fac. Nu, a deja intrat în protecție acel alimentator. Hai să testăm și un alimentator de Nokia prin micro USB. Cred că este micro USB. Parcă pe el scrie un curent maxim de 500 de mAh. Micro USB este aici. E micro parcă. Da, 5V. Mărim un pic curentul. Haide, 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 un pic. Atât și acum reglăm fin. Gata, a intrat în protecție. Duce cei 500 de miliamperi. E în regulă. Încărcătorul de la Nokia respectă ce scrie pe el. Și acum să trecem la partea de prezentare a electronicii acestei sarcini variabile. Să-l desfacem. Prima dată scoatem coolerul. Sunt tare curios de acel tranzistor MOSFET. Ok, l-am desfăcut. Nu, mai ține jos. Gata. Mai ține și în lateral. Gata. Ah, a fost pus pasta termoconductoare de procesor. Interesant, așa o să pun și eu. Dăm coolerul la o parte. Backplate-ul acesta. Îl dăm la o parte. Ce avem aici? E un MC34063A. Este un step-up, step-down inverting switching regulator. Și practic la intrare dai o tensiune pozitivă cu plus, iar la ieșire îți dă cu minus. Adică intri, să spunem, cu plus 12V și poți să te reglezi la minus 12V pe ieșire. Asta este o diodă. Am găsit o schemă pe internet că ar fi o diodă gen FR107. Cred că este o diodă rapidă. Nu are cum să fie altceva, dar nu știu. Probabil îmi spuneți voi în comentarii, cei care cunoașteți. Acele de acolo denumite SS34 sunt diode Schottky, clar. Un tranzistor pe aici, buzzerul respectiv, ieșirea pentru ventilator, intrarea de 12V pentru alimentarea acestei sarcini variabile. Cel de aici, componenta aceasta, destul de măricică, e MBRB20100CT, este o diodă Schottky de curent mai mare, de până în 20 de amperi. Și hai să vedem ce tranzistor MOSFET e acesta, sper să nu rupem piciorușele. Denumirea acestui tranzistor este 38N30 și este un tranzistor MOSFET cu canal N. Vedem că din data știți că suportă tensiune de până în 300 de volți și curentul de drenă, asta în funcție de temperatură din câte observăm, la temperatura de 25 de grade 38,4 amperi. Dacă atinge o temperatură de 100 de grade, un curent de până în 24,3 amperi. Hai să desfacem și partea aceasta plăcuța din față. Să desfacem knoburile acestea de la potențiometre ușor. Primul l-am desfăcut. Al doilea l-am desfăcut. Momentul adevărului. Avem un conector frumos. Uitați să vă arăt și acel șunt de măsurare a curentului, cel cu care măsoară curentul. Cel de aici, integratul acesta, este HC
nici nu mai știu, vedeți voi bine, 805003A este practic driverul pentru display, da. Și bineînțeles ați observat și intrările USB. Avem USB-A, acest de aici este mini USB, da, mini USB, USB Type-C și micro USB, cel de aici. Deci avem cam toate tipurile de USB-uri posibile pe care le putem testa. Îmi place conectorul ăsta, e solid. Avem și intrare DC, 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 un alimentator pe care îl putem testa. Ăsta de aici ce este? Nici nu l-am observat. Scrie pe el M5333B și pare să fie un stabilizator de tensiune, de un curent de maxim 200 de miliamperi. Și din câte am mai citit, ar fi de 3,3 V. Și cam atât, cam asta este plăcuța. Nu mai am nimic ce să arăt pe spate. Hai să punem pasăte conductoare de procesor. N-ai problemă, că e mai bună față de cea albă. Backplate-ul punem la loc. Păi, văd că se montează ușor. Chiar fain. Punem și ultimele două șuruburi. Punem noburile acestea înapoi la potențiometre. Ok. Să nu uităm să punem ventilatorul, să-l atașăm. Hai să și-l alimentăm, să vedem că este funcțional, nu e problemă. Și acum la final, hai să testăm așa rapid alimentatorul acesta de 12 V, curent de până în 2,5 A. Să mărim curentul. 1 A, 1 A, 1,5 A, 2 A. Și acum reglăm fin. E bine, 2,5 A duce. Și acum intră protecția. Naibii, alimentator nu vrea să intre protecția. Gata, intră protecția. La 3 A, cred. Hai să vedem încă o dată. 3,2 A, 3,2, 2, 3,3. 3,4 și a intrat protecția. Nu dai pe alimentator. Deci chiar duce, să mai duce mai mult decât scrie pe el. Bravo. Bun, bun alimentator. Păi, cam aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune. La revedere!